Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman este exasperată de lipsa minimă de deprinderi igienice a unor pacienți care nu știu să folosească o toaletă. După analiza reproșurilor care se fac referitor la situația de nemulțumire față de activitatea personalului medical de la Centrul de Primire Urgențe, s-a luat decizia de angajare a unor îngrijitori, care urmează să se ocupe strict de curățenie, în măsura în care se poate face acest lucru. Sunt două toalete, da, pentru pacienți. Ele, în mod normal, sunt curate, nu? Sunt doamnele infirmiere, curăță, fac, dar sunt și pacienți care se duc și fac pe lângă. Cum a zis și doamna doctor Tălmăcel, ce faci? Stai să curăți baia rapid, să fie curat și leși pacientul în loc să-l trimiți la radiologie sau la consulturi, stai și curăți baia. Într-adevăr, am hotărât să angajăm îngrijitori care să facă strict doar curățenie. Deci să mai angajăm personal și să fie personal responsabil doar de curățenie, toată ziua să curățe, să schimbe lenjerii, să facă treaba, să urmărească treaba asta. Dar și în momentul în care, Doamne ferește, avem o urgență cu multe victime, vă închipuiți că nu primează curățenia, primează pacientul. Ca atare, tot va mai exista și momentul în care va fi mizerie, să spunem. Există pacienți care se urcă încălțați în pat și chiar dacă lenjeria se schimbă după fiecare pacient la câteva zile de la internare, în condițiile nefolosirii corespunzător, aceasta este deja murdară. Despre lenjerii. Lenjeriile se schimbă după fiecare pacient. Dar dacă vii acasă, stai cu papuci în picioare în pat? Nu. Păi vii, te așezi cu picioarele cu papucii murdari, și apoi te tot dai jos, te ridici, te dai și faci mofturi că e lenjeria murdară. Păi normal să fie murdară. Deci, sincer, nu că suntem noi, dar nici oamenii nu au grijă cum să se comporte. Conducerea spitalului a aflat de la jurnaliști că în plină zi pacienții îmbrăcați în halate și pijamale, încălțați cu papuși de casă, pot fi văzuți în centrul orașului, făcând cumpărături alimentare. Managerul spitalului face apel la pacienții nemulțumiți să aducă la cunoștința conducerii toate neregulile constatate în activitatea unității pentru a putea fi luate măsuri. Că dorim ca acei pacienți care sunt nemulțumiți, acei pacienți care au o problemă, să se prezinte la secretariatul spitalului și să ne spună, să facă o sesizare, o petiție, să că personal mă voi ocupa. Într-adevăr, dacă nimeni nu reclamă, nimeni nu spune, nici n-ai de unde să știi. Dumneavoastră ați spus că i-ați văzut în centru pe pacienți. Dar portarul nu i-a văzut când au ieșit din spital, în halat și în capuci? Aveți impresia că portarul a venit să-mi spună? Păi aici este că dacă, într-adevăr, vom vorbi și cu portare și nu vom mai da drumul la nimeni. Vorba doamnei, spitalul nu e pușcărie, dar doamne ferește, pățește ceva acel pacient, medicul este vinovat. Directorii spitalului recunosc faptul că există o mare problemă cu pacienții fumători care se folosesc de tot felul de tertipuri pentru a-și satisface viciul. Prevalându-se de calitatea lui, să zicem, de pacient, vine uneori văzut, în cazurile în care e văzut, că paznicul se mai duce în stânga, în dreapta. Și roagă, domnule, nu am voie să fumez în spital, dăm voie să fumez afară. Omul spune, știți cum, zice eu, și adevărul cu unii medici, spune exact lucrul ăsta. Un pacient care e fumător, e foarte dificil să-și întrerupă brusc fumatul. Chiar domnul doctor. Așa. Și vin și solicită paznicului, domnule, să fumez după poartă. El se duce după poartă se duce la forneti și de la forneti se mai întâlnește cu un prieten și uite așa se întâmplă, e posibil să... Vom face atunci, solicitări foarte clare și în sensul ăsta, ca ei vă dați seama că nu pleacă cu avizul paznicului, adică să-i spună paznicului, domnule, vreau să ies să-mi cumpăr. Să duc. Nu este voie. Nu mai este voie, de mâine. Nicăieri, nu există. Nu este deci de voie mâine... deloc. Pacienții nu au voie să părăsească incinta spitalului în timpul internării. Dar nu au voie să părăsească spitalul, nu că să-i lăsăm, nu au voie. A fost situație în care a traversat strada și a fost accident rutier. Păi nu au voie, nu au voie. La fel cum și invers, pacienții care intră în spital fără voie și vor să ajungă undeva, ajung poate, aparținători, nu, și a unii pacienți care... Normal, circuitul este unul, iar el încearcă prin diverse
metode să ajungă mai repede. Și unii reușesc. Ajung în spital și îi găsești. Măi, ce faci aici? Trebuie să vorbesc cu medicul X. Da? Păi nu știi că trebuie să aștepți ora când trebuie să ajungi în ambulator. Ei, am vrut să iau pe... Așa și ceilalți, invers. Găsesc o soluție ori pe la poarta de dincolo, ori sar un gard pe nu știu unde. Și îi găsești. Centrul de primire urgențe se va bucura în continuare de o atenție sporită din partea conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman, care va continua să monitorizeze activitatea acestuia pentru îmbunătățirea activității, uneia dintre cele mai grele secții a unității spitalicești. S-au făcut demersuri și la Direcția de Sănătate Publică Neamț în vederea înființării unui centru de permanență cu linie de gardă în incinta spitalului sau dispensarului policlinic pentru preluarea cazurilor care nu reprezintă urgențe medicale.